Comuna. Pentru cei care mă cunoașteți, mă numesc Ionuț Ortache și sunt membru al Bisericii Via din Cluj-Napoca. De-a lungul vieții am avut câteva momente în care Dumnezeu mi-a intersectat drumurile și mi-a arătat că El este în control și ține toate lucrurile în mâna Lui, în ciuda circumstanțelor care pot părea fără nicio speranță. Primul moment a fost chiar când am împlinit 18 ani. Eram în mașină și mergeam din Timișoara spre Arad cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. În drumul spre Arad am avut un accident de mașină destul de grav. Am fost internat la spital cu multiple fracturi, iar prietenul meu murise în drum spre spital. Atunci a fost pentru prima dată în viața mea când m-am întrebat: oare există Dumnezeu? Chiar există Dumnezeu? La vârsta de 21 de ani, am întâlnit pentru prima dată pe Dumnezeu și mi-am dedicat viața Lui. A fost așa de minunat. Psalmul meu preferat era Psalmul 40. În mintea mea și în sufletul meu spuneam: întotdeauna voi pune nădejdea în Dumnezeu, orice ar fi și orice ar veni. Între timp m-am mutat la Cluj. În anul 2007 eram anul întâi la facultate. Atunci când nădejdea mi-a fost pusă la încercare, a fost în luna mai când am fost bolnav și după mai multe investigații, doctorul mi-a spus: trebuie să operăm de urgență. A fost diagnosticat cu cancer în faza avansată. Rugăciunea mea era: Doamne, facă-se voia Ta. După operație, din biopsia, din tumora respectivă, când au venit rezultatele, au fost malign. Iar doctorul mi-a spus că trebuie să mă pregătesc de citostatice. Rugăciunea mea s-a transformat în: Doamne, vindecă-mă. Și Dumnezeu m-a vindecat. Mi-a fost frică, m-am simțit slab și neputincios. Între timp m-am mutat în Londra. În 2019, anul trecut, în mai, mi-a apărut din nou un nodul. N-am știut ce să fac. Am mergat din nou la doctor, am mers repede să fac mai multe investigații, mi-am făcut un computer tomograf și așteptam cu nerăbdare rezultatul. Într-o după masă, medicul de familie mă sună și îmi spune: trebuie să veniți de urgență la cabinet. Am dormit că ceva nu e în regulă cu rezultatele mele. Am mers la cabinet după câteva zile, iar doamnul doctor mi-a spus: cancerul a revenit. A fost transferat la un specialist în oncologie și după aproximativ 4 luni de alte investigații, i-a zis: nu e necesar să faci operația încă. Tumora nu s-a dezvoltat chiar așa de tare. Am simțit ușurat, dar totodată rușinat înaintea lui Dumnezeu. A fost din nou slab și neputincios. În martie, anul acesta, la sfârșitul lunii martie, m-am bolnăvit din nou, dar de data aceasta de coronavirus. Lucrez cu pacienți cu coronavirus încă de la mijlocul lui februarie. Datorită faptului că nu aveam echipamente, nici măcar măști, echipamente de protecție, am știut că am coronavirus, dar a fost așa de diferit când s-a confirmat. Simptomele mi-au apărut cu 10 zile înainte de a fi internat la spital și continuam să merg la lucru. Întotdeauna lipsea personalul. Și mă studiam să merg cât mai mult, să nu las oamenii să sufere. Într-o seară la serviciu am fost foarte slăbit. N-am putut să mai stau în picioare și am fost admis în spital. Un coleg de-al meu, care acum era doctorul, care era pacientul acelui coleg, a venit și mi-a spus: John, după toate analizele care le-am făcut și investigațiile,
Da, ai coronavirus. Am fost șocat, deși mă așteptam. Mi-a fost frică. Mi-a fost foarte frică și am început să plâng. Acel coleg cu care, cu câteva săptămâni în urmă, lucram împreună și încercam din răzputeri să salvăm vieți. Acel coleg, acel doctor musulman, care era de cealaltă parte a bătrânei, care mi-a cerut să mă rog pentru ea și m-a mâncat înainte de a muri. El a fost acolo. Colegul meu stătea de data asta la marginea patului meu și îmi spune: John, nu plânge, va fi bine. Noi nu te vom abandona și vom avea grijă de tine. Și înainte de a ieși din camera, din salonul în care eram, îmi spune: John, și nu uita că mai presus de toate tu ai un Dumnezeu. Am cutremurat la auzul acestor cuvinte. Mi-am băgat capul în pământ și am plâns și mai tare. Mi-a fost rușine că m-am crezut de plin în Dumnezeu. M-am simțit slab din nou. După câteva zile am fost propus pentru intubare și am refuzat. Acel doctor care știa deja că mai presus de toate am în Dumnezeu, a fost singurul care nu m-a condamnat că am refuzat intubarea și că am semnat scrisoarea de discharge home. Am venit acasă și am avut câteva nopți în care nu am crezut că o să mai văd sorii dimineții. Dar în acele momente a fost așa de minunat că am putut să-L simt pe Dumnezeu. M-am rugat și am meditat. A fost așa de minunat că am stat, m-am oprit și L-am ascultat pe Dumnezeu, care îmi vorbea că va fi bine, care îmi garanta că va fi bine. Am început să înțeleg cu altfel psalmul 23, în care spune: chiar dacă ar fi să umbl prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Ce minunat! Aia nu înseamnă că am sărit într-un picior de bucurie. Dar a fost altfel, a fost diferit. Și am învățat. Am învățat să știu să stau, să-L ascult pe Dumnezeu. Am învățat că rămâne credincios, indiferent de situația care va fi. Am învățat că chiar dacă nădejdea mea a fost pusă la încercare și am căzut, chiar dacă am fost slab, am învățat că până și căderea mea într-o permanență urcare, am învățat să mă țin cu totul de Domnul, indiferent ce ar veni. Am învățat să mă bucur de fiecare dimineață care Dumnezeu mi-a dat, să mă bucur de un apus și un răsărit de soare, să mă bucur de tot ce mă înconjoară. Am învățat să plâng și să râd. Am învățat să iubesc mai mult și să prețuiesc mai mult pe toți oamenii din jurul meu. Am învățat ca din slăbiciunile mele și din eșecurile mele să construiesc o treaptă, să urc mai sus spre cer. Și am să cheie cu o poveste care m-a ajutat așa de mult. Undeva în munți, într-un sat retras, trăia o familie care nu puteau avea copii, dar erau fericiți și se iubeau foarte mult. La un moment dat, mai târziu, ea murise, iar soțul ei, deja destul de bătrân, rămăsese singur și trist. Oamenii satului încercau să-l ajute, de a-l refuza. Îi ducea de mâncare, refuza să mănânce. Primarul, un om înțelept, a spus: haide să-i cumpărăm un măgar cu care să-i dăm să meargă să ne ajute la lucrările câmpului. Zi și făcut. Le-a cumpărat măgarul. Și omul a început să meargă să-i ajute, era plătit și a început să se simtă din nou de folos și să bucure de viață. Într-o după masă, venind de la lucrurile câmpului, bătrânul se pune să se culce și se trezește în urletul măgarului. Iasă repede în grădină, disperat, și se uită să vadă de unde urlă măgarul. Măcar nicăieri. Și se uită în fundul, și aduce aminte că în fundul grădinii, în partea stângă, avea pe vremea încă, atunci când soția lui trăia, un puț care se case și l-acoperise cu crengi. Timpul trecuse și crengile putreziseră. Măgarul trecuse de acolo, călcat pe crengi, a căzut în puț.
Bătrânul disperat încearcă să scoată din groapă și nu reușește nicicum. Ce să facă? Aleargă disperat la oameni din sat să ceară ajutor. Sătenii au venit la el, au încercat să scoată măgarul. După multe eforturi, bătrânul spune: opriți-vă, nu mai suport să-l aud. Haideți să-l îngropăm de viu. Sătenii au început să arunce cu lopețile pământ peste măgar. Cu fiecare lopată căzută pe spatele măgarului, măgarul se scutura și călca pământul picioare până a ieșit în suprafață. Tu ce faci cu problemele care te apasă zi de zi? Te lași copleșit de ele? Te lași îngropat de viu? Te lași sufocat? Sau construiești o treaptă pentru a urca cât mai sus către cer?